Așadar, un meci echilibrat între cele două formații. Până în acest moment al meciului, cel mai bun marcator al orădenilor, Sean Denison, cu 5 puncte. 4 puncte are Nicoară, însă are și 5 recuperări, Titus Nicoară, din cele 12 ale echipei. De partea cealaltă, timișorenii îl au pe Ionuț Drăgușin, tot un pivot, cu 5 puncte, însă la capitolul recuperări stau ceva mai slab. 3 recuperări are John P. Flowers, din totalul de 9. Două din 5 pentru timișoreni din afara semicercului, la fel ca și orădenii. Iată aceleași procentaje, 40% din afara semicercului. Început sfertul 2 cu Cătălin Petrișor conducând atacul orădenilor și 2 puncte, Martin Zeno. Sunt primele puncte ale lui Martin Zeno. A fost menajat pentru 2 meciuri din cauza oboselii. Iată-l pe Tohătan, căzut pe parchet, reușește să dea drumul la minge și coșul de 3 puncte. Mladen Jeremić, capitanul timișorenilor, în formă de zile mari și astăzi. 6 puncte pentru Jeremić, deținătorul recordului de puncte marcate într-un meci. 36 într-o partidă pierdută Timișoara la Cluj. Jeremić, un întreg arsenal și un foarte bun shooter de la distanță, extraordinar, pe pătrunderi, ce spune Jeremić. Calotă! Posesie pentru Oradea. Iată schimbare la timișoreni. Jeremić, odihnit, intră John T. Flowers. Iată-l pe Jeremić, înlocuit Mladen Jeremić. A stat 10 minute și 46 de secunde. 6 puncte înscrise de el, o recuperare și o pasă decisivă, plus o intercepție pentru Mladen Jeremić până acest moment. Zeno scoate la Pașalić, ratează. Bosniacul rămâne 16-21 și Timișoara are atrius atac. Comatina! Coșul lui Comatina, timp de odihnă solicitat de Cristi Achim. Încearcă să nu piardă ritmul impus de timișoreni. 16-23, moment în care tehnicianul orădenilor cere timp de odihnă. In offense is good, shot with confidence, we have a lot of open shots, haide! Shot with confidence, in defense, don't allow this kind of fast break! Da? Of course! Communicate and run back! Communicate and run back! Yes! Yes, you have right! Communicate and go back! First offense, I want to play 3 up! 3 up! It is clear? When Muha shot, maybe you can kick B after back screen and you go all the time in offensive rebound. Iată și pe Rică Neaga, managerul sportiv al celor de la CS Poli Timișoara, venit să încurajeze pe elevii lui Tudor Costescu pentru această primă partidă din play-off. Cristi Achim, ați auzit, spunea că haideți să aruncăm, doar în momentul în care avem încredere că vom înscrie, să fie aruncări deschise. Am încercat să pună la punct și sistemul defensiv. Petrișor, Pașalić, nou Petrișor. Pentru pătrunderea Petrișor, pentru Țibârnă, e posesie pentru Timișoara. Se apără bine
formația lui Tudor Costescu. Nu-l atinge aici Ionuț Răgușin. Într-adevăr, nu atinge nici mingea, nici mâna lui Bogdan Țibârnă. Calotă. Calotă. Lasă pentru Drăgușin. Ratează Drăgușin, recuperează Calotă cu panoul. Timișoara mai pune două puncte. Evident nemulțumit Calotă de faptul că Ionuț Drăgușin a înscris din prima. Însă, până la urmă, totul a decurs bine pentru Timișoara. Nou atac ratat al orădenilor. Dohătan! Drăgușin, nevoit să se replieze pentru a face rost de minge. Iată pe Tohotan. Blocat de Țibârnă. Și acum Zeno. Coș cu faul. Calotă trebuia să lase în pace. Dominic Rembo l-a lăsat cu cimbage pe Andrei Mandache aici. S-a dus în fața lui, a încercat să-i taie calea. Înlocuit Tohotan de Dominic Rembo, din nou două înlocuiri la Oradeni, Coară și Franklin. Înlocuiesc pe Barnett și pe Petrișor. O singură aruncare suplimentară pentru Martin Zeno. 18-25 și iată ratează. Zeno recuperează însă Țibârnă. Zeno de 3. Ratează din nou. Țibârnă! Iată cu panoul. Bogdan Țibârnă îl depășește pe Ionuț Răcușin, care are o reacție furioasă la adresa lui Tudor Costescu. Pregătiți să înlocuiască imediat Tudor Costescu. Îl trimite pe Diaz. Petre Gușin în duel cu Țibârnă. Recuperează Orădeni, din nou Drăgușin pierde. Faultul lui Comatina. Evident, nemulțumit Costescu Drăgușin. Pierde o minge în duel cu Țibârnă pe un atac al orădenilor. Apoi pierde un atac și sub coșul trupei lui Cristian Kim. Franklin. Excelent, Rembo pune mâna și blochează această pasă. Flowers din nou după un schimb de pase cu Comatina. O problemă la masa de arbitraj, nu știu dacă a pornit cronometrul. Asta acuză Bogdan Podar, cel care e acum la masă. O sesie pentru Timișoreni, vin tușa 10 secunde de atac ale trupei lui Tudor Costescu. John DeFlower, stop shoot, ratat însă a americanului. Pasă prea puternică dată de Pașalic. Nici Martin Zeno n-a înțeles intenția cu echipierului său. Surprins de această pasă puternică și destul de înaltă. Mai puțin de 6 minute până la pauza mare, Dominic Rembo în duel cu Franklin. Nu l-a primit Calotă. La blocaj Diaz. Pară pune o mână aici pentru această pasă ce s-a vrut. Dată lui Comatina. Un atac de 7 secunde al Timișorenilor. Diaz. Așteaptă pe Rembo. 4 secunde. Rembo. Calotă. Abatere de 24 de secunde, păcat de acest slam dunk al lui Adrian Diaz. Pasa a fost inspirată, Orădenii au mutat jocul în afara semicercului. Mai atenți la ceas decât cei care atacau. Pașalic. Tot unde Pașalic, stop shoot-ul lui, Mohamed Pașalic,
înscrie. Diferență de posesie doar în favoarea Timișoarei. Comatina, Nicoară în fața lui, Comatina ratează, e faultat, două libere. Miloș Comatina. Muntenegrean de 32 de ani, 2006, 3 titluri în palmares pentru Miloș Comatina. Tudorul în Bosnia și-a luat în Muntenegru. Vine la linia de libere, Miloș Comatina. Penalizat Bogdan Țibârnă. Prima greșeală personală pentru Bogdan Țibârnă. Ratează prima liberă cu o margină. O transformă pe cea de-a doua și dublă locuire la Timișoara. Georgian Păun și Eremici îi înlocuiesc pe Comatina și pe Octavian Popa Calotă. Pașalic. Îl cu Eremic. Iată-l pe Jonty Flowers. Păcat de această pasă tare, prea puternică dată de Diaz, după ce Jonty Flowers a făcut o intercepție. Iată aici pe Bogdan Țibârnă, înlocuit de Sean Denison. Pașalic, înlocuit de Mandache. Dache, Nicoară. Denison, iată, în this match cu Jonty Flowers, puternic canadianul, se înșurubează pe lângă Jonty Flowers și punctează cu panoul. Rambo, de 3 puncte, Rambo, scutură plasa, 24-29. Denison. Coșul lui Denison, cu toată opoziția lui Georgian Păun, a cerut și un foul Cristi Achim, un pick and roll între Zeno și Denison. Iată aici o încercare de aleiu pentru Diaz, scoate această minge Rambo, însă sunt acum 3 contra 2 și o ratare a lui Flowers, care ia pătrunde Franklin. Zeno din nou, îi trimite pe Franklin în cealaltă parte. Zeno 1-1 cu Rambo. Din nou Zeno. Aruncă Zeno, ratează, însă Martin Zeno spune că a fost împins. Putem continua într-o altă modalitate această fază. Coș cu foul, Adrian Diaz. Cred că Martin Zeno va fi înlocuit. Într-adevăr, intră Sean Barnett în locul său. Încearcă să-l calmeze Cristi Achim pe Martin Zeno. Evident, nemulțumit de faptul că nu mai e pe parchet. Three point play aici pentru Diaz, care înscrie și aruncarea suplimentară. Mandache, Denison. Din nou Mandache, Barnett. Aruncarea lui Mandache ratată și e posese pentru Oradea. După ce Diaz și Flowers au fost în duel cu Denison. Vine la blocaj Denison, Mandache îl preferă pe Franklin. Pătrunde Franklin, lasă pentru Denison, însă, din nou, atenți la recuperare. Iată, faultul lui Dominic Rambo, extrem de agresiv, Dominic Rambo, 25 de ani.
fusese pentru Oradea. Însă au fost multe mingi bâlbâite sub fanoul celor de la Timișoara. Mandache. Din nou probleme cu intercepția, însă nici timișorenii nu se descurcă mai bine pe următoarea fază. Franklin, de unul singur, găsește culoarul și Tudor Costescu, cel timp de odihnă. Au fost momente mai puțin inspirate de ambele părți, cu posesii pierdute alternativ. Până la urmă vine acest scoș al lui Will Franklin, care o aduce pe Oradea la 4 puncte în spatele celor de la Timișoara. Let's go, guys. Haide. Continuing, stay focused. Continuing, stay focused. Now watch. Hey, we run Tambam now. Tambam for Jerry. Dominic, Jerry, Jonte, Diaz, Geo. Downscreen, Jonte, clear. Fake screen, take your passing angle. Downscreen for Jerry. Hey. Hello, it's too bad we play defense for 20 seconds and give these stupid rebounds, guys. Right there. Everybody got to rebound. Let's go. High four. One, two, three. Give a shot. Evident, Tudor Costescu nemulțumit de aceste greșeli individuale. A încercat să-i liniștească pe jucătorii săi. 2 minute și 5 secunde până la pauza mare. Conduc în continuare cei de la BC Timișoara. Spunea Tudor Costescu, suntem în efectiv complet, toată lumea e complet refăcută, inclusiv Milenkovic e în creștere. Sperăm să revină chiar din play-off o parte integrantă a echipei. Jucătorii străini sunt toți apți de joc. Nu ne putem aștepta decât la efort maxim și sperăm noi la un rezultat bun. Iată-l pe Jeremic. Pasă pentru Georgian Păun, aruncă Păun, ratează. Și în două rânduri Diaz, e abatere de teren aici. Într-adevăr, Diaz a sărit în două rânduri. Mai... Vedentă mai bună decât a lui Bogdan Țibârnă. A reușit să câștige duelurile la înălțime. Oradea are posesia. Goară pentru Mandache. Mandache. Încearcă Țibârnă să-i facă loc. Mandache! Faultat de... Mladen Jeremic. A doua greșeală pentru Jeremic. Două libere. Andrei Mandache. Deja Timișoara are patru greșeli. Oradea în bonus. Două greșeli pentru oradeni în acest... sfert al doilea. Două ratate pentru Andrei Mandache de la linia de liberă. Jeremic, din nou în duel cu Mandache. Jeremic pătrunde acum, din nou, excelent Jeremic. Se descurcă excelent în aceste dueluri pe care le are cu Andrei Mandache. Pasă inspirată sub panou. Timișoara se duce din nou la plus 6. Barnett. Nu are cu cine combina. Aruncă și înscrie cu noroc. 30-34 când am intrat în ultimul minut al sfertului 2. Diaz. Cred că e cam singurul care nu a venit din afara semicercului. Pasă pentru Jonte Flowers. Georgian Păun așteaptă, ratează însă. Georgian Păun și acum 3 contra 2. Barnett. Barnett e faultat de Diaz. Diaz
La prima greșeală personală, două libere, Sean Barnett. Însă, totul a venit de la cea ratare a lui Georgian Păun. A reușit să-și păcălească adversarul. Fentul de aruncare a rămas apoi singur sub panou. Georgian Păun, revenit la Timișoara după două sezoane petrecute la Sibiu. Transformă Barnett, prima liberă. Un mesaj de încurajare a suporterilor oradeni pentru Sean Barnett. Transformă și pe cea de-a doua și din nou Tudor Costescu cere timp de odihnă de acest ultim atac al sfertului 2 al Timișoarei. Don't worry to run down, down, down for Jota. Okay, everybody will focus on Jerry. I want perfect elevator. I want you, perfect timing. Don't stay too close on these two screens, okay? Don't stay too close on these two screens. Thumb up, thumb up, thumb up, thumb up, my mistake, thumb up. Thumb up, okay? Take your time. In defense, we will trap. We trap every ball screen and pick and roll. Listen, if they keep the last, if they keep the last seconds offense, Geo, you go and trap and rotate. We want the last over. You go directly when they cross speed line. We rotate and try to steal the ball. Let's go. Dar diferență de o posesie. 32-34, Timișoara continuă să conducă în primul meci al play-off-ului dintre Oradea și Timișoara, ocupantele locurilor 4 respectiv 5 la sfârșitul sezonului regulat. Posesie pentru Oradea, iată Ieremici și e timp de odihnă solicitat de Cristian Kim. Mai are drept la acest timp de odihnă, iată-l pe Ieremici, Mandache, stă lângă el. A scăpat mingea de sub control, a încercat să treacă mingea pe la spate Ieremici. Și un turnover al lui Ieremici. So, we will play this, but we play this in last 7 seconds. So, take one shot only. So, you don't let them to shot again. So we finish with our shot. So, you inbound. Z, you get open. You go here and they stay here. You go here and that's it. Hide them. O schemă pusă la cale de Cristi Achim pe acest ultim atac. Totul se va întâmpla în ultimele 7 secunde. În atacul oradenilor cu Pașalic, Zeno, Barnett, Țibârnă și Mandache. De partea cealaltă, Timișoara se apără cu Flowers, Georgian Păun, Dominic Rambo, Diaz și Calotă. Zeno. Și acum va începe atacul Zeno. Scoate la Mandache, de 3 puncte. Mandache ratează, recuperează Pașalic. Aruncă Pașalic, însă mingea atinge spatele panoului. Și rămâne 1,5 secunde. Rămâne 1,5 secunde. Să vedem pe Calotă. Nu mai apucă. Se dă faul. Vedem decizia. S-a dat faul jos. Decizia vine din partea lui Alin Dragoș. Se dă greșeală personală la numărul 21, la Bogdan Țibârnă. Și a mai rămas o secundă din atacul Timișoarei. Oradea are 3 greșeli de echipă. S-a auzit și o sirenă, însă până la urmă
va rămâne o ultimă șansă în acest sfert al doilea pentru Timișoara de a încerca să arunce la coș. Până la urmă, iată o încercare de aleo pentru Georgian Păun. Toată lumea era cu ochii pe Adrian Diaz, cel mai căutat jucător pentru un asemenea procedeu. Până la urmă, se termină o jumătate de meci, o jumătate din primul meci din play-off dintre Oradea și Timișoara. Conduc Bănățenii cu 34-32. Luăm o scurtă pauză, revenim apoi cu sfertul 3 de aici, de la Oradea.